de fapt este și firesc să, să se întâmple și să fie lansările făcute aici la, la consulat. În felul acesta noi redeschidem sesiunea manifestărilor culturale pe care le-am avut până acum, însă o perioadă de timp le-am oprit, să zicem așa, pentru că situația internă din țara de reședință ne-a obligat în felul acesta. Practic, miercurea viitoare, deja vă invit, o să avem alte lansări de cărți. Poetul, scriitorul, traducătorul Mircea Lutic, de asemenea, este invitat să prezinte câteva cărți, să lanseze aici la consulat cărțile apărute recent. Prin urmare, deja vă invit ca să veniți peste o săptămână și să avem următorul eveniment cultural aici, la Consulatul României din Cernăuți. Închidem discuțiile noastre constructive, deosebite prețioase, legate de societatea și Uniunea Regională a Românilor din Cernăuți. Reiterând poziția noastră a statului român, mulțumirile noastre din partea statului român pentru ceea ce faceți, stimate domnule Botoș. Mulțumim pentru această formulă pe care ați ales-o dumneavoastră de a vă și prezenta activitatea în formă tipărită. Este oarecum inedit pentru asociațiile din Transcarpatia, pentru Comunitatea Românilor din Transcarpatia. Dacă nu greșesc, este prima carte a unei societăți românești din Transcarpatia, apărută, prezentată la consulat, lansată în formă publică, pentru ca dumneavoastră să aveți posibilitatea aprecierii atât a activității, cât și a calității muncii prestate de domnul Botoș. Lansez sesiunea de discuții după ce prezentăm și următoarea carte deosebit de prețioasă pentru noi, Ghidul turistic, Săpânța Sighetul Marmației, Botiza Solotvino, practic ce avem aici vine. Înțeleg că este vorba de un proiect transfrontalier derulat între țările noastre și prin urmare a apărut această carte cu cele mai importante obiective turistice din Maramureș, dar și din Ucraina. Mai multe detalii l-aș ruga pe domnul Vasile Timurchiș, care este prezent aici, să ne prezinte într-o formă succintă